Tinerii care nu s-au hotărât ce cale să urmeze în carieră au o opțiune viabilă de la Jandarmeria Română, instituție care se află în plină campanie de recrutare de candidați. În ultimul timp, 24 de tineri din Giurgiu s-au arătat interesați să devină jandarmi și au fost luați în evidență pentru susținerea examenelor de admitere în instituțiile de învățământ militare. Dintre aceștia, 14 vor să urmeze cursurile Academiei de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București. 9 sunt interesați de școala militară de subofițeri jandarmi Grigore Alexandru Ghica Drăgășani și un candidat de școala militară de subofițeri jandarmi Petru Rareș Fălticeni. Primii tineri interesați de o carieră în Jandarmeria Română s-au prezentat deja la sediul instituției noastre pentru a fi luați în evidență. Cei mai mulți dintre aceștia au optat pentru Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza din București, dar și pentru școlile militare de subofițeri din Drăgășani și Fălticeni. Pentru aceștia sunt puse la dispoziție peste 400 de locuri anul acesta. Așadar, campania de recrutare este în plină desfășurare, iar noi așteptăm în continuare candidații la sediul nostru din șoseaua București numărul 57. Cererile de înscriere la concursurile de admitere mai pot fi depuse la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Giurgiu până la data de 17 iunie pentru Academia de Poliție și până la data de 22 august pentru școlile militare de subofițeri.